În această zonă, în toamna anului trecut, o tânără de 37 de ani și-a pierdut viața. Este noapte, femeia a observat prea târziu că drumul se îngustează din cauza unei alunecări de teren care a avut loc în urmă cu mulți ani și unde șoseaua nu a fost nici până acum reparată. Șoferița a tras de volan și a căzut într-o prăpastie de 100 de metri pentru că în zonă nu era parapete. Localnicii din Clisură vorbesc de mai multe accidente care s-au produs pe drumul respectiv în ultimii ani. Acolo e periculos. Da, pe la Ozezena, cum îi mai zice, pe acolo, da, acolo au fost și accidente. Foarte folosit de către turiștii care vin în număr mare în zonă, drumul care duce către pensiunile din Clisură și care face legătura dintre Orșova și Moldova Nouă, este riscant mai ales pentru cei care sunt străini de zonă și nu îl cunosc. Eu și ca punct de reper până la urmă, nu neapărat de protecție. Un șofer care nu cunoaște zona? Pentru ăla e mai dificil. Dacă mergi încetul, normal, dar în fel, dacă mergi cu viteză mare, nu mai sunt. Dar pentru un om care nu cunoaște drumul? Păi mai e și vindicatoare așa, dacă le respectă, e bine. Drumul e bun, dar vin oameni cu viteză, cu asta, o ia în față, nu mai ia curba. Așa mai e o șansă să mai... Să-i mai oprească. Să oprească, păi da. În ultimii 2 ani, în Clisura Dunării s-au montat doar 2 km și jumătate de parapete cu precădere în punctele în care au murit oameni, după ce s-au produs accidente. Direcția de drumuri Timișoara derulează acum o investiție mai mare. Anul acesta, în 2019, până la 31 mai, a fost montat o lungime de 1444 de metri linear de parapet, iar de câteva zile, secția Orșova a fost aprovizionată cu 20.000 de metri linear de parapet, care se va monta acum gradual pe drumul național 57 în cursul acestui an. Ultimul grav accident produs pe drumul respectiv a fost în luna decembrie anului trecut, când cântăreața Anca Pop și-a pierdut viața după ce a căzut cu mașina în apele înghețate ale fluviului, pentru că pe margine nu era parapete de protecție.